Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Iată că astăzi este ultima noastră întâlnire din această săptămână, dar nu vrem să vă lăsăm așa cu una cu două să plecați în weekend. Sunt convinsă că vă gândiți deja la relaxare, dar când vine vorba despre antrenamentul creierului, eu cred că n-ar trebui să luăm niciodată pauze. Ar trebui să încercăm constant să învățăm lucruri noi și de ce nu să încercăm să învățăm poate o limbă străină de care suntem pasionați încă din copilărie, dar nu i-am acordat până acum suficient timp, n-am găsit momentul oportun. Vă recomandăm noi astăzi cam care ar fi pașii de urmat pentru a reuși să învățați o limbă străină, chiar dacă aveți poate chiar peste 40 de ani. Eu aș vrea să învăț, de exemplu, turca, pentru că am așa o moștenire în familie, o mamă care a fost neguțător la un moment dat și ne mai povestește din aventurile ei și cred că există ceva acolo, o atracție. Poate că vă pasionează și pe voi o limbă străină, nu știți exact unde să vă adresați, cum să procedați, motiv pentru care vorbim în această dimineață cu Delia și Silviu Dragomir. Ei sunt managing partners la un centru de limbi străine cu o vechime de peste 20 de ani. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim de invitație. Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului. Prima și prima dată aș vrea să vă întreb pe voi, în anii 2000, cum ați sesizat nevoia creierii unui astfel de centru de limbi străine? Păi a pornit de la noi. A fost simplu. Am pornit de la nevoia personală. Silviu a fost cel care a participat la un curs de limbi străine, de limba italiană mai exact, și o să las pe el să povestească un pic din experiența pe care a trăit-o atunci. Da, începuseră în acele momente în vestul țării să vină foarte mulți italieni și din păcate ei nu vorbesc altă limbă în afară de italiană. Chiar dacă știu, preferă să nu vorbească. Și a trebuit să învăț eu italiană, m-am dus la un centru și am avut proastă inspirație ca să mă întâlnesc după aceea cu niște prieteni și să zic că pot să fac lucrurile mai bine. Și a fost suficient pentru a mi se lansa provocarea, hai să te vedem. Așa că, da, uitați-ne. Și totul a pornit din motivul că cursurile erau clasice. Adică sistemul clasic, stăteai, învățai, notai, gramatica. Exact, gramatica sub formă de scheme, structuri gramaticale și așa mai departe. 20 de oameni într-un loc, 20 de oameni într-o sală. Și vorbind noi doi, ne simțeam că se poate învăța o limbă străină și altfel. Poate să existe și partea aceea de interactivitate. Poate să îți facă plăcere cum înveți, modul în care înveți, să ai diverse materiale prin care să înveți, nu doar clasic. Și așa a apărut ideea de a înființa un centru de limbi străine. Știu că voi v-ați dezvoltat în zona de online cu mult înainte ca ea să fie evidențiată ca fiind o latură esențială pentru societate și că aveți platformă online de prin 2013? Avem, da, avem. Am crezut întotdeauna în digitalizare. Adică am crezut întotdeauna că internetul și nu numai, platformele ne pot ajuta, ne pot ușura diverse părți din activitate. Și atunci am dezvoltat diverse platforme, iar din 2018, la finalul anului 2018, am conceput un nou program de Agile Learning. Un program pe care în 2019 l-am testat și când a venit pandemia în 2020 a fost... Eram pregătiți cu totul, da. Vom rămâne totdeauna tributari viziunii noastre de ca în următorii 10 ani să ajutăm peste 1 milion de oameni să evolueze în carieră. Și făcând acest lucru, în permanență vom căuta metode noi și inovative de a progresa. Până la urmă, progresul este ceea ce ne-a definit întotdeauna și vrem să continuăm în zona aceasta. Cum reacționează adulții la cursurile online? Pentru că poate că ne amintim de orele de franceză din școală, nu știm exact ce presupune să înveți o limbă străină în mediul online. Apropo, te-am auzit și când ai făcut prezentarea, spuneai... Că poate suntem peste 45 de ani și nu e târziu să învățăm o limbă străină. Așa este, cursanții noștri sunt undeva între 24 și 60 de ani. Adică se poate învăța la orice vârstă o limbă străină. Iar provocarea cu mediul online a fost, pentru că a fost o schimbare, o noutate pentru toată lumea. A fost o reticență, însă oamenii au fost deschiși să vadă, să încerce ceva nou. Și noi am avut foarte multă răbdare. Am avut alături o echipă și avem, de fapt, alături o echipă de traineri foarte deschiși, empatici și cu foarte multă răbdare. Și atunci au fost alături de cursanții noștri și le-au arătat că, da, uite, se poate și pe online să înveți.
și că, de fapt, tehnologia poate să te ajute foarte mult. Cred că foarte important este momentul în care se creează o conexiune între trainer și cursanți, pentru că orice schimbare, pentru a fi de succes, este important ca oamenii să aibă încredere. Și dacă această încredere între trainer și cursanți există, noi am reușit să facem ca această schimbare să se producă în doar 2 zile. Pentru peste 500 de grupe, 1000 de oameni. Aș vrea să te întreb, Silviu, ce ai implementat în acest proiect din ceea ce nu ți-a plăcut ție când ai învățat italiană? Ce ai schimbat? Aproape totul. De ce? Pentru că pe mine sunt un tip destul de alunecos și aleargă în foarte multe direcții. Și nu-mi place să țin un path foarte bine, motiv pentru care în permanență caut variante alternative. Și ceea ce facem noi este exact această zonă, de a combina partea de învățare cu partea de experiență, cu partea de inovație. Spre exemplu, noi în cadrul fiecarei sesiuni de curs avem minim 3 metode de predare. Tocmai din cauza aceasta, pentru a putea să și experimentăm ceea ce învățăm, nu doar să fim în zona de, ok, stați frumos în bancă, luați caietul și pixul și acum începeți să scrieți. Nu. Așa ceva nu cred și niciodată nu voi crede în așa ceva. Atâta timp cât nu poți să pui mâna să simți că evoluezi, nu vei face eforturi suplimentare pentru a evolua mai mult. Te rog. Cu atât mai mult cu cât o limbă străină este de fapt un întreg univers. Și de fapt când înveți o limbă străină, înveți să o vorbești, să o asculți, să o scrii, să o citești. Adică este nevoie să acoperi fiecare arie. Și atunci, clar, dacă ești axat pe fiecare din aceste arie, nu ai cum să te plictisești. Și e clar că aduci tot felul de materiale interactive ca să te stimuleze pe fiecare arie în parte. Folosiți poate și zona cinematografică în cursurile voastre? Le recomandați cursanților ce filme să urmărească într-o alt fel de limbă și în felul acesta să-și îmbunătățească abilitățile? Mie mi se pare foarte interesant să fac acest lucru, inclusiv cu muzica. Eu cântând, în momentul în care încerc să cânt anumite melodii într-o limbă străină, învăț pronunția, cumva auzul muzical ajută și el. Faceți acest lucru în această zonă artistică? Sigur că da, sigur. Și chiar în cadrul sesiunilor de curs se urmăresc diverse secvențe dintr-un film și după aceea cursanții urmăresc tot filmul acasă. Și ceea ce recomandăm este ca întotdeauna să fie filmul normal în limba studiată și inclusiv subtitrarea, să ți-o pui tot în limba studiată ca să și citești. Și atunci acoperi, repet, mai multe arii din limba respectivă. Spuneai la un moment dat că după 40 de ani, multă lume zice, mai sunt prea bătrân ca să mai învăț trucuri noi. Din contră, chiar cred că e momentul ideal ca după 40 de ani să începi să înveți o limbă nouă. De ce? Pentru că s-au făcut studii și învățarea unei limbi noi te ține departe de Alzheimer sau alte boli degenerative mentale. La asta mă gândeam și eu exact, la acest aspect, în momentul în care le-am recomandat celor de peste 40 de ani să abordeze și această strategie. În acest moment, noi am tot vorbit despre tineri, despre adolescenți, despre tineri la început de drum și cumva în momentul în care îți faci CV-ul și vrei să aplici pentru un job, cântărește foarte mult să vadă angajatorul o limbă exotică în CV-ul tău. Care sunt limbile la mare căutare în această perioadă de către angajator? Voi ce ați sesizat că se dorește din partea angajaților? Rămâne în top engleza, pentru că este limba de business. Căutate sunt franceza, germana, italiana, spaniola și sunt și limbi mai rare, gen limbile nordice, dar acolo depinde de jobul pe care îl ai și cântărește foarte mult, dar depinde dacă vei folosi sau nu limba respectivă, dar engleza este de bază și obligatorie, să zic așa. Câștigă în continuare teren engleza și foarte probabil în viitorul apropiat va continua să reprezinte limbajul de business consacrat. Câte limbi străine puneți la dispoziția celor interesați? Aici mi se pare fascinant căci e un cuantum destul de mare. Din punct de vedere, noi pe lângă cursuri și evaluăm lingvistic oamenii
Și din punct de vedere al evaluării lingvistice avem la dispoziție peste 33 de limbi. Din punct de vedere al cursurilor, repet, nu sunt foarte căutate. În top rămâne engleza, cu toate că poate pare greu de crezut, cum că toată lumea știe engleza, engleza este peste tot, dar este o diferență când ajungi să lucrezi cu ea, când mergi într-o întâlnire, când mergi la o prezentare, când trebuie să scrii un e-mail, când trebuie să faci un raport. Este o cu totul și cu totul altă engleză pe care trebuie să o folosești și atunci e normal să ai nevoie de cursuri de perfecționare. Până în momentul de față am avut cursuri în peste 26 de limbi străine. Oho, e o sumă fabuloasă și cred că e nevoie de foarte multă muncă în spate să poți să coordonezi echipe între ei, să găsești specialiști care să-ți vină în ajutor și să formeze mai departe oamenii interesați. Dacă ar fi să ne uităm puțin la celelalte culturi din punct de vedere lingvistic, spuneați că italienii vorbesc exclusiv limba italiană și că nu prea ies din această zonă, ei au tot dublat, tradus în italiană, la ei nu prea au voie să pătrundă influențe exterioare. Noi procedăm corect că suntem atât de deschiși să îmbrățișăm toate culturile? Ne ajută din punct de vedere al orientării în carieră pe plan internațional? Dacă stăm să ne uităm la ceea ce reprezintă piața de business share services, în ultimii ani a avut o explozie destul de mare, tot acest segment, și aproape că s-a dublat de la an la an numărul angajaților în acest domeniu. Și cred că tocmai datorită faptului că suntem atât de deschiși, ne face eligibil pentru aceste joburi, care nu sunt joburi de entry level, sunt undeva în zona de medium level, și automat pot să fie niște joburi aspiraționale la nivel de tineri, atâta timp cât ești suficient de deschis la minte și vrei să evoluezi. Da, și eu cred că a fost una dintre cărțile noastre câștigătoare. Faptul că am fost deschiși să învățăm o limbă străină ne-a creat de fapt un mediu de business în care să vină companii din exterior și care să creeze locuri de muncă, să creeze dezvoltare personală și profesională tinerilor. Cred că în afară de faptul că noi îi întâmpinăm pe străini cu pâine și sare, faptul că le spunem un bună ziua în limba lor maternă contează foarte mult pentru ei și face să se simtă tare bine la noi. Vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul în această dimineață și vă felicit pentru munca voastră și vă mai aștept să povestim, căci e clar că noi avem un avantaj din perspectiva asta ca români în străinătate și de ce nu, chiar față de cei care ne vizitează. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, Georgia! Mai departe, vă invităm și la operă. Să știți, a avut loc un spectacol de excepție la Opera Națională București cu prilejul centenarului. Lohengrin, opera în trei acte de Richard Wagner, a avut premiera, iar regia spectacolului poartă semnătura lui Silviu Purcărete. Au trecut 100 de ani de la momentul istoric în care George Enescu a dirijat un spectacol la Opera Națională din Capitală. Momentul aniversar va fi celebrat printr-o serie de spectacole memorabile dedicate marelui compozitor. Puțin timp înainte de spectacol, am pășit în culise și am făcut cunoștință cu protagoniștii piesei de debut, Lohengrin. Emoționați, aceștia ne-au mărturisit câteva secrete din spatele cortinelor. Este debut pentru mine în Elsa și într-o operă scrisă de Richard Wagner. Este un rol foarte solicitant, atât prin durată cât și prin consistența lui. Însă, datorită abordării acestui rol, mi-am descoperit și noi valențe ale vocii mele și nu pot decât să fiu foarte recunoscătoare pentru această șansă de a fi Elsa. Pentru mine, opera este viața mea și acest spectacol, în mod special, este încununarea profesiei mele. Este încununarea eforturilor pe care le-am făcut de la vârsta de 8 ani studiind muzica. Foarte mari emoții și o mare onoare, pentru că e centenar, sunt 100 de ani de existența Operei Naționale Române.
Sunt mândru și deosebit de recunoscător pentru că am șansa să reprezint Opera Națională și muzica lui Wagner în această seară specială. E un rol profund, un rol frumos, un rol greu, care reprezintă apogeul pentru toți tenorii. Înainte de începerea spectacolului, Opera Română a primit o medalie de la Președinția României cu ocazia împlinirii centenarului instituției. Conferă medalia aniversară Centenarul Marii Uniri Operei Naționale București. În sală, publicul era nerăbdător să asculte elita vocilor de operă din România. Este o notă fenomenală că ridică valoric, pentru că dacă n-ai idealuri și n-ai exemple, n-ai cum să crești. Sunt foarte bucuroasă că se întâmplă la nivelul ăsta. Mi se pare că este o ocazie excepțională. Cred că tocmai opera care se va juca atestă importanța pe care o are această instituție și arta în general în viața noastră. Și înțeleg că avem și o distribuție foarte bună, așa că sunt plin de speranțe. După multe luni în care spectacolele operei au fost anulate din cauza pandemiei, acum iubitorii muzicii clasice pot din nou să meargă la spectacole. În continuare, trebuie însă respectate regulile stricte sanitare. O româncă se află pe lista celor mai buni actori ai anului, apărută în celebra publicație americană The New York Times. Este vorba despre Katia Pascariu, actrița principală din filmul lui Radu Jude, Babardeală cu bucluc sau Porno Balamuc. Aceasta a jucat rolul unei profesoare de istorie care este implicată într-un scandal sexual. Criticul de film de la New York Times spune că românca a reușit să atragă atenția pe tot parcursul filmului. Katia Pascariu este cunoscută mai cu seamă în lumea teatrului, fiind nominalizată la premiul Uniter în anul 2007. Lungmetrajul românesc a avut premieră la festivalul de la Berlin, unde a câștigat Ursul de Aur, iar acum este propunerea României pentru premiile Oscar 2022. Recunosc că în această dimineață rețeta noastră vedetă mi-a ridicat câteva semne de întrebare și vă las și pe voi să descoperiți alături de mine ce înseamnă papardele cu somon. Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă pregătesc papardele cu somon, împreună cu Ionuț, bineînțeles. Bună! Bună ziua din nou! Ți-am furat bolul cu papardele. Mi le-ați înapoiat, este perfect. Vreau să știu ce mai punem aici, ce ingrediente mai ai pregătite. Ori să folosim somon proaspăt. Bun. Somon proaspăt, da. Roșii sherry. Da. Capere. Da. Și ceapă verde. Este o rețetă simplă, bună și sănătoasă, în primul rând. În foarte câte simplu. Minute este gata? Ca de obicei, maxim 10 minuțele. Bun, pentru că mie nu mai bună de sete. Imediat se rezolvă. Perfect. Haide, te rog.
mă aștepta foarte mult. V-am spus că nu vreau foarte mult. Sunt rețete pe care le puteți face foarte ușor acasă, mai ales sunteți un pic pe grabă sau este târziu. Și dacă nu mă pricep de niciun fel în bucătărie... Ne contactați pe noi. Perfect. Eu sunt client fidel. Știm, pentru că știm. Este rețeta mea preferată. Ce adăugăm un pic de parmezan. Bun, da. Și un pic de busuioc pentru decor. Vă doresc poftă bună. Wow! Arată senzațional. Vai, ce bine miros. Vă mulțumesc frumos. Rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Pentru unii busuiocul nu este doar de decor, așa vă spun eu din experiență și am apreciat că s-a pus parmezan din belșug, nu cum am pățit eu în Italia weekendul trecut, când mi-au pus așa un pic de parmezan. Și legat de mâncare, sunt convinsă că în weekend toți ne permitem câteva abateri de la dietă, de la un regim de viață sănătos și ne mai și uităm la televizor. Dacă ar fi să ne uităm la un meci de fotbal, aștept propuneri din partea colegilor noștri de la Sport Total FM. Vreau să știu la ce să mă uit în acest weekend, așa că vă spun bună dimineața, băieți, mai exact lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Ca să fiu sincer, de fapt sincer sunt mereu, dar ca să fiu și mai sincer acum, dacă se poate, îți recomandăm Formula 1 în acest weekend. E cel mai spectaculos. Și e miza, e cu trofeul pe masă, cu campionatul mondial pe masă, Verstappen versus Hamilton. Acum ei sigur sunt la egalitate de puncte, e un avantaj care nu va mai conta probabil la final de partea lui Verstappen, pentru că el are mai multe victorii, dar ca acest avantaj să se materializeze și la final, să conteze de fapt, ar trebui ca cei doi să nu puncteze după cursa de la Abu Dhabi, adică să abandoneze mai exact, ceea ce mi-e greu să cred că se va întâmpla, adică un dublu abandon. Așa că vom merge pe ideea, cel care termină înaintea adversarului va fi campionul mondial, noul sau vechiul, pentru că Hamilton s-ar putea, dacă va învinge, să devină recordmenul all-time cu 8 titluri mondiale. De asemenea, dacă ești patriotă și știm că ești, că te-ai mai îmbrăcat și în porturile tradiționale românești, să spunem că joacă și România la campionatul mondial de handbal feminin. Mai avem două meciuri, cel puțin în această fază a competiției, cu Puerto Rico și cu Suedia. Unul dintre meciuri este sâmbătă, cel cu Puerto Rico, iar luni vom juca cu Suedia. Nu mai sunt șanse de calificare în sferturile de finală, dar ne luptăm pentru obiectivul declarat al președintelui Alexandru Dedu, o poziție în primele 10 ale lumii, așa că vor urma meciul ăsta la handbal și, bineînțeles, Liga 1 și campionatele puternice care ne oferă o serie lungă de partide. Da, referitor la handbal, la seară am și vorbit mai devreme cu Ștefan Birtalan despre înfrângerea la limita naționale feminine și victoria lui Dinamo în Champions League. Sigur, sunt două rezultate care nu ne avantajează. La fete e clar, nu ne mai calificăm, dar rezultatul în sine, înfrângerea la un singur gol și atât de aproape ne-am aflat de un, măcar de un rezultat de egalitate, au contrazis puternic prezicerile pariorilor care ne ofereau niște șanse de 15-1 pentru victorie sau ceva de genul ăsta. Sau o victorie la 10 goluri pentru Olanda. Dinamo a câștigat, e adevărat, a fost un meci frumos, au fost și spectatori, iată cât de mult contează să se întoarcă spectatorii, mai ales la un meci cu o echipă care are fani, însă chiar și așa șansele lui Dinamo de a prinde măcar un loc 6 la finalul acestei grupe sunt destul de scăzute. Ne uitam noi pe următoarele 4 meciuri care se vor juca abia la anul, din februarie începând, și doar surprizele ne pot aduce puncte în acele 4 meciuri. Da? Cum am mai văzut surprize în grupa asta, poate cine știe o face una chiar din am. Ne întoarcem și la Liga 1. Astăzi avem un meci interesant, un meci de tradiție în fotbalul românesc, Rapid cu FC Argeș, și ambele echipe trec prin perioade proaste, cu puține puncte cucerite. De o parte Rapid, care a avut un început entuziast de campionat, și FC Argeș, care și-a revenit pe parcurs și la un moment dat bătea la porțile play-off-ului, dar o înfrângere etapa trecută cu Gaz Metan 1-2, chiar pe propriul teren l-a tăiat din aripi. Așa că va fi un meci în care o echipă, dacă se va
impune, încă mai visează la zona play-off-ului. Dar dacă e să ne uităm la derbiurile de clasament, cred că meciul dintre Craiova și Voluntari e cel mai echilibrat. Da, între echipele cele mai bine clasate. Cele mai bine clasate, da, dacă e să facem analiza asta. Cât despre celelalte campionate, alegeți voi ce vreți, pentru că totuși sunt 5 la număr, așa că și nici nu avem un 5 plus 1, da. Nici nu avem un mare derby, nu e niciun El Clasico, niciun Der Klassiker sau ceva de genul ăsta. Sunt meciuri oricum interesante. De asta am început recomandarea cu Grand Prix-ul din Abu Dhabi, pentru că se anunță cu adevărat o luptă, nu pe viață și pe moarte, că nu vrem să moară nimeni, dar roată la roată, merge așa? Da. Mai curând așa, roată la roată. Roată la roată, nu minge la minge. Nu minge la minge, da. Cam atât pentru astăzi, Georgia. Toate bune. Toate bune. Râd pentru că îmi dau seama că m-am asortat perfect cu băieții de la Sport Total FM, cu amândoi, ceea ce nu cred că s-a întâmplat niciodată de când avem această rubrică de sport dimineața. Am să urc puțin până la etajul 5, acolo unde sunt ei, să facem o poză împreună, căci suntem atât de frumoși în albastru toți trei. Și mai departe, după cum știți, pentru că începem să vă obișnuim cu o anumită rutină, urmează veștile din lumea astrelor și pe această cale vă invit să rămâneți pe frecvență pentru a afla ce vă rezervă ziua de azi, căci urmează horoscopul zilei. Berbec. Astrele anunță pentru astăzi un program încărcat la serviciu. Ai parte de ore suplimentare de muncă, asta pentru că este posibil să preiei atribuțiile unui coleg. Totuși, nu este cazul să-ți faci griji. Ai șanse de reușită de partea ta pentru a face față tuturor provocărilor. Lipsa banilor poate să-ți cauzeze unele probleme spre seară. Taur. După ultimele discuții la serviciu, îți iei inima în dinți și tragi un semnal de alarmă către superiorii tăi. Îți vei cere drepturile, iar astrele îți recomandă să nu te descurajezi. Rămâne un singur lucru la care să lucrezi și anume răbdarea. Încearcă să nu te enervezi și să intri în discuții contradictorii. Nu-i judeca atât de aspru pe cei din jurul tău, fiindcă nu știi ce povești au dedus. Gemeni. Astăzi ești încrezător și ai toate șansele ca orice îți propui să-ți reușească. Prietenii îți pot face o vizită surpriză, lucru ce te bucură nespus. Poți accepta o colaborare avantajoasă. Afacerile sunt de bun augur în această perioadă. Totuși, mai lasă orgoliul puțin la o parte și fii mai tolerant cu cei din jur. Rac. Dacă astăzi ai de dat un examen, astrele te asigură că șansele de reușită sunt de partea ta. Pe plan amoros, totul decurge excelent, nici nu-ți puteai imagina ceva mai bun de atât. Nu uita totuși de familia ta, care așteaptă un semn de la tine. Telefonează-le sau fă-le o vizită surpriză, pentru că ei abia așteaptă să te vadă. Leu. Pe plan financiar, lucrurile încep să se redreseze, dar mai ai puțin de așteptat până situația materială va reveni la normal. Astrele îți recomandă să cântărești fiecare lucru de două ori înainte de a acționa. Seara este posibil să primești o veste neplăcută în legătură cu câteva modificări importante la locul de muncă. Fecioară. Astăzi poți intra în posesia unor sume de bani fix de unde nici nu te așteptai. Ai mai multe drumuri de făcut, însă asta nu te obosește și ci îți dă mai multe elan să continui tot ce ai început. Nu ți-a asumat niciun risc și bazează-te pe intuiție. Partenerul de viață îți oferă sfaturi utile, tu trebuie doar să mai asculți și părerea celor din jur. Balanță. O persoană în etate îți propune o colaborare avantajoasă pe care este bine să o accepți. Se anunță o călătorie în viitorul apropiat, unde vei cunoaște oameni care te pot ajuta pe viitor. Nu te grăbi să iei decizii și nu mai pune atât de multă presiune pe tine. Totul va ieși așa cum îți dorești. Scorpion. Te gândești cum să-ți îmbunătățești situația financiară, iar oportunitățile nu întârzie să apară. Colaborările de afaceri sunt văzute cu ochi buni în această perioadă. Schimbările de tot felul se arată la orizont, iar tu ești pregătit pentru o nouă etapă. Nu ar fi rău ca înainte să accepți o propunere să te consulți și cu familia. Sfaturile din partea celor apropiați sunt binevenite. Săgetător. Oamenii te percep astăzi ca pe o persoană serioasă, dai sfaturi bune în ceea ce privește problemele celor de lângă tine. Ți se duce reputația că ești o persoană înțeleaptă și ești văzut cu ochi buni și de superiori. Este o zi bună pentru a discuta probleme mai vechi și a găsi o rezolvare amiabilă. Spre seară te poți întâlni cu familia și poți petrece un timp frumos împreună. Capricorn. Este o zi bună pentru investiții și ai șanse mari de reușită. Banii vin la tine ca un magnet și culegi roadele muncii de peste an. Acum ia o pauză și bucură-te de încheierea unui an productiv din punct de vedere financiar. Nu neglija odihna. Persoana iubită îți poate face un cadou surpriză, spre exemplu o excursie la munte sau o sesiune de masaj. Vărsător.
Ai prins curaj și ești hotărât să schimbi ceva în relația de cuplu. Gândește-te bine înainte, apoi rămâi ferm pe deciziile luate. După amiază, ai parte de o ieșire cu prietenii care te bine dispune. La capitolul sănătate o duci foarte bine. Problemele vor trece, așa că nu te impacienta. Pești. Afacerile sunt favorizate astăzi, iar succesul este de partea ta. Relațiile sentimentale merg în direcția cea bună, iar în curând poți face pasul cel mare spre căsătorie. Astrele îți recomandă să ai răbdare, toate lucrurile se vor întâmpla la momentul potrivit. Tot ce ai de făcut este să te bucuri de prezent. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.codica.ro, iar mai departe, revenind cu picioarele pe pământ, vă invit să aflați câteva știri chiar acum. Copiii vulnerabili trebuie să aibă viața pe care o merită, o spune Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Împreună cu primarul Daniel Băluță, Firea a vizitat un centru familial în care 12 copii sunt îngrijiți de angajații Direcției Protecției Copilului Sector 4. Aici angajații au grijă să nu le lipsească nimic material și nici dragostea de care au atâta nevoie. Însă nu toți copiii din astfel de centre au parte de același tratament. Presa a atras atenția în repetate rânduri că mulți alți copii instituționalizați nu au condiții de viață așa cum trebuie să fie, că au multe probleme, începând de la lipsa mâncării adecvate până la violență față de cei fără apărare. Odată cu înființarea noului minister al familiei, Gabriela Firea dă asigurări că astfel de situații nu vor mai fi tolerate. În calitate de ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse, mi-am dorit să vin într-un astfel de centru care, așa cum vedeți, nu arată așa cum erau pe vremuri acele orfelinate, acele centre de îngrijire a copiilor care erau reci, impersonale și în care practic copiii erau traumatizați. Exemplul de la sectorul 4 este unul de bune practici, pentru că aici copiii pot să trăiască aproape ca într-o familie normală, ca într-o casă normală. Ministrul anunță că va face o serie de controle la centrele care aparțin de direcțiile de protecție a copilului din toată țara. Anunț de pe acum că voi institui controle inopinate și verificări, astfel încât să putem preîntâmpina sau să eliminăm acolo unde există situațiile în care există violență asupra copiilor. Eu nu cred că bătaia este ruptă din rai. Dimpotrivă, un copil trebuie să fie iubit, să fie îngrijit, să fie sprijinit, să fie educat și atunci când este nevoie să beneficieze și de consiliere psihologică. Tinerii în general în România au nevoie de șanse, cât mai multe oferite din partea statului român, în primul rând din partea comunității și apoi din partea guvernului. Sunt convins că în cel mai scurt timp multe lucruri pe acest front de activitate se vor schimba, iar viața și activitatea centrelor de asistență socială din România va fi una din ce în ce mai bună. Ministrul Gabriela Firea și primarul sectorului 4 le-au dus copiilor de la centru cadouri de Moș Crăciun. Am venit cu mici daruri de la Moș Crăciun, care a spus că vrea neapărat anul acesta să vă înveselească cu câteva dulciuri și câteva cadouașe și împreună cu domnul primar ne bucurăm că ne-ați primit în casa voastră. În România, de peste 47.000 de copii are grijă statul în diverse forme de protecție specială. Elevii se revoltă din nou. După ce au așteptat luni de zile să vină testele pe bază de salivă, care abia au început să fie utilizate, acum reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că testele non-invazive pentru săptămâna viitoare sunt insuficiente. Consiliul Național al Elevilor cere remedierea situației imediat. În plus, elevii au trimis și o solicitare către Ministerul Sănătății pentru a analiza dacă testele rapide pe bază de salivă sunt sau nu concludente. Este impardonabil că se întâmplă astfel de situații, pentru că după ce testele au fost așteptate nepermis de mult, mai mult de 2 sau 3 luni de zile, licitațiile au durat foarte mult și s-a întârziat întreaga procedură. Vedem acum că autoritățile se bulbuie în ceea ce privește viitoarele sesiuni de testări, dacă putem să spunem așa. A putut fi făcută această testare doar timp de o săptămână și vedem acum că nu mai există suficiente teste în lotul care a fost livrat în teritoriu pentru a se continua testarea cel puțin până de sărbători. Românii care au mașini vechi și foarte poluante vor plăti taxe mai mari de anul viitor. Guvernul vrea ca astfel să scoată din circulație mașinile vechi.
Mașinile proaspăt înmatriculate la noi în țară sunt tot second hand, iar acest lucru nu ne ajută să ajungem la targetul impus de Uniunea Europeană. Până în 2026, un sfert de milion de autovehicule vechi și poluante trebuie scoase din uz, a explicat Tanțoș Barna. Vine însă și o veste bună. Programul Rabla Classic va fi reluat în februarie 2022, a anunțat ministrul mediului. Bugetele s-au consumat. Suspendăm Rabla în decembrie și reluăm programul în februarie 2022. Deci degeaba investim noi foarte mult și venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără mașini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun și colegilor mei din coaliție să avem în balanță cele două măsuri, de stimul pentru mașinile noi și de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxă, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul mașinilor vechi și foarte poluatoare, să fie majorate. Și aici va trebui să avem un parteneriat cu autoritățile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme. Vești bune pentru bugetari. Valabilitatea voucherelor de vacanță neutilizate emise în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020 este prelungită. Astfel, tichetele vor putea fi folosite și la anul. În plus, autoritățile statului au hotărât să acorde aceste vouchere în valoare de 1450 de lei pentru angajații din sectorul bugetar până în 2026. În fond, este vorba de prelungirea valabilității unei ordonanțe de urgență, ordonanța 8 din 2009, pentru o anumită perioadă, pentru ca aceste vouchere să poată fi emise din nou și ne referim aici pentru salariații din sectorul bugetar. La propunerea domniilor lor, am făcut propunerea de a prelungi valabilitatea cu 5 ani, până la sfârșitul anului 2026, astfel încât să vină atât în sprijinul salariaților, dar și a celor din domeniul turismului atunci când își fac planul de afaceri. Bucureștenii din sectorul 6 nu vor mai fi deranjați de sărbători de zgomotul petardelor și al așa zișilor colindători. Edilul sectorului nu le-a mai dat avize vânzătorilor de artificii și le-a cerut polițiștilor să stea cu ochii pe colindătorii cu boxe care merg prin cartiere. Noi în acest moment, din cauza că avem și foarte multe sesizări și chiar sunt deranjante la nivelul populației, nu am emis niciun fel de autorizație sau aviz pentru comercializarea de pocnitori, petarde și alte produse pirotehnice care să producă inconfort populației. Iar în ceea ce privește colindătorii, colindătorii sunt bineveniți în sectorul 6, dar nu cu boxe pe care să le dea la maxim, să le dea tare și cu care să deranjeze populația. S-a stabilit care este culoarea anului 2022. Este vorba de veriperii, o nuanță dinamică de albastru cu un subton de roșu-violet viu. Veriperii este o culoare nouă, dinamică și care încurajează inventivitatea și creativitatea personală, potrivit cercetătorilor care au creat-o. Ia uite, fără să știu, m-am dus așa singură către culoarea anului 2022. Nu e chiar veriperii, dar e pe acolo să placă la toată lumea. Mai departe, să știți că stăm de vorbă cu o sportivă din Oradea, o sportivă care ne-a reprezentat anul acesta pe 4 decembrie la World Breaking Championship la Paris. Este vorba despre Simina Poinar. Aș vrea să-i spun pe această cale bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mă bucur că te-ai alăturat matinalului și sper că n-am făcut vreo confuzie, pentru că noi știm disciplina ta ca breakdance în România, dar el se numește de fapt breaking la nivel mondial, nu-i așa? Da, denumirea oficială este breaking, denumirea acceptată de către comunitate și disciplina de la Olimpiadă va fi breaking. Cum a fost pentru tine experiența de la Paris de luna aceasta? A fost minunat, o experiență foarte frumoasă, greu, bineînțeles, nivelul acolo este foarte ridicat. Am învățat foarte multe, m-am clasat undeva la mijloc, consider că e o poziție modestă, dar bună pentru noi și sper ca de acum încolo să fie tot mai bine. La nivel mondial, care sunt țările de temut? Bănuiesc că vorbim și despre Franța, vorbim despre Germania. O să încep cu podiumul. Au fost, la fete cel puțin, primele două poziții au fost ocupate de Japonia.
A treia poziție a fost ocupată de Germania. Am mai fost pe acolo Italia, Rusia, Statele Unite, astea și la fete și la băieți, la băieți și Brazilia, de exemplu. Țările din Europa foarte de temut, la europene, de exemplu, a fost Rusia, Rusia a luat cam tot, și la fete și la băieți și la echipe. Țările mari și țările care au o istorie bogată în acest dans, în această artă, sport, cum este Statele Unite, da, de unde a și plecat. Tu concurezi la nivel mondial și reprezinți România peste hotare și profesia ta este de IT-ist. Aș vrea să-mi povestești puțin cum îmbine aceste două aspecte, având în vedere că lucrezi, pe de altă parte predai cursuri de breaking, pe de altă parte te antrenezi pe tine și concurezi la competiții internaționale. Cu timpul am început să mă obișnuiesc cu tot programul ăsta, cu programul de lucru, cu programul de antrenament și de cursuri. De la o vreme încep să renunț la anumite chestii care poate nu ți se mai par prioritare, mai puține ieșiri, mai mult în sală, mai puțin pe afară, să spun așa. Dar se creează o rutină, se creează cu un pic de disciplină, se poate crea un program în care să le faci pe toate. O zi de-a mea e cam așa, lucrez până pe la ora 5:30-6 și de acolo mă duc la cursuri la copii și după cursuri am antrenamente. Mi se pare un program extrem de aglomerat și aș vrea să-i lăsăm puțin pe cei de acasă să te și descopere în această dimineață, așa că te urmărim mai departe, dar te rog să rămâi alături de noi. Vom vedea câteva imagini de la campionatul european de la Sochi din Rusia. Cum reziști la antrenamente? Cum reușești să nu te accidentezi? Mi se pare foarte complicată disciplina ta. Ne mai și accidentăm, recunosc. Mai puțin, mai puțin, nu foarte tare. Începem să construim foarte încet. Luăm totul gradual. Fiecare mișcare pe care o învățăm, o începem de la o bază fizică. Nu o să ne aruncăm din prima la face o mișcare pe care nu o știm. De obicei asta duce la accidentări. O luăm foarte încet cu niște baze și pe bazele alea construim. Corpul se obișnuiește încet, încet, se creează forță, se creează mobilitate și corpul ne lasă să facem aproape tot ce vrem noi, dacă ne propunem asta. În general, în acest sport, în acest dans, în această artă, avem și posibilitatea să ne alegem stilul, să lucrăm pe ceea ce putem noi să facem mai bine. Și atunci asta e iarăși un avantaj pentru diferite tipuri de corp. Am înțeles că va fi o ocazie pentru tine în viitor să participi și la Jocurile Olimpice cu breaking. Ai speranțe pentru 2024? Există această posibilitate pentru că, bineînțeles, cele două competiții de anul ăsta, campionatul european și cel mondial, sunt primele pe platforma Jocurilor Olimpice. Nu va fi ușor. Vor participa cei mai buni 16, deci nu va fi ușor, absolut deloc. Eu nu am avut de la început această posibilitate, visul ăsta să ajung la Olimpiadă. Încă mă gândesc dacă în 2024 voi merge încolo sau voi lăsa șansa celor care vin din urmă. Avem niște generații foarte puternice în spate. Cum este văzut această disciplină la nivel național? Sunt tineri interesați, pasionați să învețe, uite, să reprezinte, de ce nu, România peste hotare la Jocurile Olimpice? Sunt și avem și foarte mult potențial. După cum spuneam mai devreme, generațiile tinere sunt foarte puternice. Lucrăm să aducem cât mai mulți copii în sală, cât mai mulți tineri, avem și adulți. Pe lângă Jocurile Olimpice există tot felul de alte platforme de competiție, dar noi nu numai, este și un dans de recreere, e în același timp un dans social. Și la nivel național este un număr de dansatori destul de scăzut în momentul de față, cel puțin față de momentul în care am început eu, scena era un pic mai puternică, dar avem speranță că vom crește în continuare. Noi încercăm și de asta și facem cursuri, chiar dacă încă ne antrenăm și încă suntem în competiție. Vorbind despre cultura americană, de acolo de unde a plecat breakingul,
În România, cum se dezvoltă lucrurile? Țin minte că în copilărie, atunci când a apărut trupa simplu, era o isterie legată de acest stil de dans și se formau găști în spatele blocului, exersau împreună, dansau împreună. Se mai întâmplă aceste lucruri astăzi? Astăzi mai mult în studio. Astăzi cursurile se fac în studio. Eu sunt dintre primele generații care am început la cursuri de dans. Cei care m-au crescut pe mine, trupa original cu care am și început cursurile de breaking, da? Eu am făcut cursuri, ei au început mai în spatele blocului, mai pe stradă, iar după aceea într-o casă de tineret, că așa s-au dezvoltat pe la noi, prin casă de tineret, prin Palatul Copiilor. Iar acum suntem prin studiouri și încercăm să le oferim toate condițiile copiilor să se dezvolte. Asta e și frumusețea. Ne dezvoltăm în continuu și creștem. Fiecare generație vine cu ceva nou, vine cu posibilități mai bune și cu diferite tipuri chiar de mișcări. Evoluția e enormă de la început până acum. Cum a fost pentru tine acest an 2021 din punct de vedere sportiv, competițional, profesional? Din punct de vedere sportiv a fost foarte bun datorită acestei platforme. Competițiile până în luna mai, din păcate, au fost mai puține din cauza restricțiilor. E un pic mai greu cu călătoritul și atunci a fost mai greu să plecăm în afară. Dar în vară s-a relaxat totul. Am avut un campionat european, un campionat mondial. Am lucrat foarte mult, am lucrat pe lângă antrenamentele de dans și fizic mult. Am făcut tot ce am putut și cred că faptul că am avut platforma asta într-un fel m-a motivat să mai dansez competițional încă un an, să spun așa. Cu cursurile profesional a fost iarăși momente și momente când a fost mai greu din cauza restricțiilor, am încercat să ținem online. La noi e un pic mai greu online din cauza mișcărilor dificile, nu prea poți să faci, să-i pui pe copii să facă singuri acasă dacă nu-i supraveghezi și nu-i ajuți, dar am încercat să facem cu ei baze, mișcare un pic, fizic mai mult și mobilitate, cât să-i ținem activi. Cum te percep copiii, tinerii pe care îi antrenezi în momentul în care, uite, văd imaginile pe care le difuzăm noi în acest moment? Ei sunt mândri de mine, îmi scriu într-una și când mă văd pe la TV că m-au văzut, că sunt mândri. Suntem și prieteni, nu foarte multe, suntem și prieteni. Încercăm să păstrăm o relație profesor-prietenie. Eu cred că se mândresc când mă văd de la TV, dar cel mai mult cred că se mândresc că suntem împreună la concursuri și facem împreună lucruri. Care sunt planurile tale pentru 2022? Ai deja o listă de competiții la care îți dorești să participi? Cum îți gestionezi parcursul pentru anul următor? Calendarul competițional încă nu mi l-am făcut. Acum, după mondiale, am vrut să iau o pauză pentru recuperare. Deja am început să fac și recuperare kineto, bineînțeles, de la o vârstă corpul trebuie ajutat. Pe plan profesional dans, avem împreună cu trupa din Cluj, eu sunt acum stabilită la Cluj, un proiect cu copii din centre de plasament și încercăm să îl continuăm. L-am început în luna iulie, pe 7 luni. Lucrăm cu ei, avem cursuri de dans, de desen, de DJing. Vrem să-l continuăm și să mergem mai departe, să ajungem la un an și să putem analiza evoluția lor în așa fel încât să tragem o concluzie, să vedem dacă pe termen lung îi vom ajuta și să încercăm să facem asta în cazul în care se poate. Cursurile de dans trebuie să le reiau în momentul în care restricțiile se ridică. Momentan a fost la Cluj un pic mai greu. Iar din punct de vedere a competițiilor, calendarul competițional, momentan pe listă sunt Campionatul Național și Cupa României, care au fost și anul ăsta pentru mine un succes, să spun așa. Și aștept cu nerăbdare să văd ce se va organiza în țară, să pot să mă duc cu copiii cât mai mult pentru ei, să le creez oportunități. Silvina, îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră din această dimineață și îți doresc mult succes și să ne reauzim poate prin ianuarie, februarie, să ne mai anunți ce se întâmplă în viața ta sportivă. Cine știe, noi ținem pumnii pentru Jocurile Olimpice dacă decizi să participi.
Vă mulțumesc și eu pentru oportunitate. Dacă nu decizi să particip la Jocurile Olimpice, o să continuăm cu copiii și probabil o să vină generații noi care ne vor reprezenta, sunt sigur. Mulțumim tare mult, mult succes pe mai departe. Mai departe și noi luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că și recuperarea este foarte importantă, așa cum a subliniat și Simina, dar vă invit pe această cale să rămâneți alături de noi, pentru că vom descoperi o artistă interesantă imediat după publicitate.